În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Preasfințite Iosif Păuleț, preasfințite Petru Ghergel, dragi și iubiți preoți, concelebrați, iubiți credincioși, ne-am adunat cu mare bucurie pentru a o sărbători pe Sfânta Fecioară Maria, adormirea Maicii Domnului și în același timp pentru a primi binecuvântarea și a ruga pe Preasfințitul să consfințească altarul nostru. Vă spunem bine ați venit în comunitatea noastră și vă mulțumim încă de la început pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a face această sărbătoare frumoasă a comunității noastre. Inițial am pregătit eu un discurs, dar l-am uitat. Doar atât doar vreau să spun, în acești 14 ani de când sunt paroh aici în comunitatea din Focuri, împreună cu comunitatea, am lucrat intens pentru renovarea acestei biserici. Nu mai enumerăm toate lucrările, atât pot să spun ce a rămas din biserica veche este lemnul de sus, crucea din altar și cam atât. În rest, totul a fost renovat. Anul trecut în iarnă și anul acesta tot în iarnă, în primele luni, am lucrat la... am spus gresia în biserică, în cor, în altar și în sacristie și am renovat altarul și întreg altarul din față. De aceea am cerut Preasfințitului să vină să facă această sfințire, consfințire a altarului pentru ca să umple și să binecuvânteze această lucrare care nu este terminată definitiv. Totdeauna se găsește câte ceva de făcut, dar important este altarul în biserică și de aceea rugăm pe Preasfințitul să purceadă la această lucrare de sfințire a altarului nostru. Răspuns salutului Părintelui Paroh, de fapt salutului dumneavoastră prin gura parohului împreună cu Preasfințitul Petru Ghergel, Episcopul Emerit de Iași și împreună cu preoții care am venit să mărim fastul sărbătorii de astăzi, spunându-vă bine v-am găsit la această sărbătoare frumoasă. Acum, cu sufletele pline de bucurie, suntem prezenți în această biserică închinată Preasfintei Fecioare Maria, înălțată cu trupul și sufletul la cer, pentru a consacra altarul, așa cum a precizat Părintele Paroh, și a binecuvânta multele lucrări pe care împreună cu Părintele le-ați realizat la această biserică închinată Mamei noastre cerești. Să luăm parte cu însuflețire la ceremonia aceasta sfântă, ascultând cu credință Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca întreaga noastră comunitate, renăscută din unicul izvor al botezului și hrănită la aceeași masă, să devină un templu spiritual și călăuză de dragoste cerească, călăuzită de dragostea cerească, să ajungă la unicul altar al Domnului. Fraților prea iubiți, prin apa sfințită cu care voi stropi acum la început pereții acestei biserici, lucrările care s-au realizat, prin această apă cu care vor fi binecuvântați pereții și lucrările, rugăm cu umilință pe Domnul Dumnezeul nostru să ne ajute cu harul său, ca ascultători față de Duhul pe care l-am primit, să rămânem credincioși în biserica sa.
Dumnezeu, Părintele îndurărilor, să fie de față în această casă de rugăciune, iar harul Duhului Sfânt să curățească acest templu al locuirii sale, care suntem în noi, prin Hristos, Domnul nostru. Mărire în cer lui Dumnezeu. Ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihănita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, harul ca atinzând pururi la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de gloria ei, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor.
Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu, care este în cer, și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare, o femeie îmbrăcată în soare. Ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer. Iată, un dragon ca de foc, mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui târa a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii care trebuia să nască, pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer spunând: acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său. Cuvântul Domnului. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Fiice de regi sunt în preajma ta, regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea, uită de poporul tău și de casa părintelui tău. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regele râvnește frumusețea ta, el îți este stăpânul, prosternă-te în fața lui. Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie și veselie, sunt conduse în palatul regelui. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos, toți vor fi readuși la viață, dar fiecare la rândul lui. Cel din tâi, Hristos, după aceea, cei care sunt ai lui Hristos. La venirea lui, apoi va fi sfârșitul, când el va încredința împărăția lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere, căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu.
Maria a fost înălțată la ceruri, corurile de îngeri se bucură. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei! Și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Maria a spus: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, i-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului! Preasfințite Petru, ucernice părinte decan, ucernice părinte paruh, dragi confrați preoți, concelebranți, stimate autorități centrale și locale, iubiți credincioși, Bruno Cornaciola este un nume cunoscut în biserica noastră catolică. Neavând educație religioasă în familie, a ajuns un vagabond, un nemernic, un mare dușman al bisericii catolice, un mare dușman al papei, un
om care nu pierdea nicio ocazie pentru a lovi în biserică și în dogmele bisericii, adevărurile de crezut pe care le proclamă biserica, ba încă voind să-și facă un nume în istorie, și a plănuit să-l asasineze pe papa. Era atunci pe scaunul lui Petru Pius al XII-lea. La Roma a deschis un centru pentru propagandă antireligioasă, anticatolică. Până într-o zi, când era 12 aprilie 1947, a ieșit cu soția, care era o catolică credincioasă, și cu cei trei copii într-o pădure de la Trei Fontane, Trei Fântâni, în traducere, locul unde tradiția spune că a fost decapitat Sfântul Paul. Copiii au ieșit la joacă cu mingea. El s-a așezat să scrie un articol împotriva dogmei neprihănitei zămisliri a Preasfintei Fecioare Maria. La un moment dat, un copil a dispărut. Ceilalți doi s-au dus să-l caute și l-au găsit într-o grotă, în rugăciune, în genunchi, pentru că îi apăruse Preasfânta Fecioară Maria. Instinctiv, ceilalți doi, văzând chipul minunat al Maicii Domnului, s-au așezat și ei în genunchi și se rugau așa de frumos. La un moment dat ajunge și tatăl. Când intră în grotă și vede surâsul Preasfintei Fecioare Maria, care apăruse copiilor și a văzut-o și el, a căzut și el instinctiv în genunchi și de atunci a început momentul convertirii sale. Preasfânta Fecioară Maria i-a zâmbit. Nu putea să-și închipuie așa ceva. A rămas înmărmurit. La un moment dat, Fecioara Maria îi spune așa: trupul meu nu va putrezi, nici nu poate să putrezească. Iisus, Fiul meu și îngerii, atunci când eu am plecat din această lume, au venit și m-au luat în cer. I-a încredințat lui Bruno un secret pe care să-l destăinuie doar Sfântului Părinte Papa, Pius al XII-lea. Și iată că Preasfânta Fecioară Maria, printr-un păcătos convertit, anticipă proclamarea dogmei, adică adevărului de credință, cum că Sfânta Fecioară Maria, când a plecat din această viață, trupul ei nu a putrezit, nici nu putea să putrezească, ci a fost înviat și ridicat la ceruri. Prin aceste cuvinte anticipă dogma pe care Papa Pius al XII-lea, 3 ani mai târziu, avea să o proclame în biserică, la 1 noiembrie 1950. Din momentul în care Bruno Cornaciolo a văzut-o pe Maica Domnului cu zâmbetul ei, viața lui s-a schimbat radical. A devenit un apărător înflăcărat al Bisericii Catolice, apărător al Papei, apărător al Euharistiei și al tuturor adevărurilor de credință pe care Biserica le proclamă. Astăzi, cu întreaga Biserică Catolică și Ortodoxă, intrăm în sărbătoare, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.
aici anticipat, o sărbătorim pentru că este și hramul bisericii, dar peste tot, mai ales la marile sanctuare, cum avem noi sanctuarul de la Cacica, împreună cu Preasfințitul, noi suntem în drum spre Cacica. În toate aceste locuri, creștinii se adună să o cinstească pe Sfânta Fecioară Maria și să-i ceară mijlocirea, ajutorul ei de mamă. Așa vom face și noi. Cine învață biserica? Cine îndeamnă biserica să facem în această sărbătoare, care înseamnă hramul comunității dumneavoastră parohiale? Biserica ne învață în această sărbătoare, în primul rând, să ne bucurăm. Suntem copiii Maicii Domnului. Ea este mama noastră, așa ne-a dat-o Iisus când era pe cruce. Și ne bucurăm de răsplata pe care Dumnezeu i-a dat-o la sfârșitul vieții sale pământești. Ne îndeamnă biserica să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-I mulțumim, să-L preamărim, pentru că a ales-o pe Sfânta Fecioară Maria din veșnicie, ca să fie mama Fiului Său, și pentru aceasta a înzestrat-o cu nenumărate haruri, binecuvântări, și ea a corespuns din plin, așa încât răsplata i-a fost bine meritată la capătul vieții sale pământești. Ce înseamnă pentru Sfânta Fecioară Maria sărbătoarea de astăzi? Înseamnă că Dumnezeu, de fapt, i-a dat răspunsul acelui păcătos convertit, Bruno. Trupul meu nu a putrezit, nici nu putea să putrezească. La sfârșitul vieții, Fiul meu a venit cu îngerii și mi-a luat trupul în ceruri. Acesta este conținutul sărbătorii pe care popular o numim adormirea Maicii Domnului, pentru că trecerea ei din această lume în veșnicie se aseamănă mai mult cu o adormire, o trecere lină. Dumnezeu a știut să o răsplătească din belșug pe mama noastră cerească, pentru că a privit la smerenia ei, la virtuțile pe care le-a practicat. Și tocmai din același motiv toate popoarele o numesc fericită, îi cântă, o cheamă în ajutor și primesc ajutor pe măsura credinței cu care fiecare o invocă în rugăciune sau în cântare. Pentru noi, sărbătoarea aceasta înseamnă foarte mult. Este o garanție că și noi, urmând exemplul de credință, de virtute a Sfintei Fecioare Maria și chemând-o în ajutor, și noi, la capătul vieții, vom primi răsplată. Pentru că Dumnezeu răsplătește și un pahar cu apă dat unui însetat, dar îmi atâtea fapte, atâtea suferințe suportate cu răbdare, atâtea ispite la care rezistăm, nu cedăm, atâtea suferințe și încercări prin care trecem în viață și pe care le primim în spirit de credință. Dumnezeu ne va răsplăti cu siguranță la sfârșitul vieții noastre, așa cum a răsplătit-o pe mama noastră cerească, mama lui Iisus, Preasfânta Fecioară Maria. Iubiți credincioși, poate se trezește în noi întrebarea aceasta, dar oare ce face Maica Domnului acolo în cer, unde înviată a fost ridicată cu trupul și cu sufletul în gloria cerului? Am putea spune, punând și pe gură și în gura Sfintei Fecioare Maria, cuvintele lui Iisus, înainte de înălțarea sa la ceruri, înainte de a dispărea vizibil din ochii noștri: eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Iisus este cu noi în atâtea forme, dar și Sfânta Fecioară Maria este cu noi.
a fost ridicată cu trupul și sufletul la cer, dar nu ne-a părăsit. Este alături de noi. Și dacă parcurgem istoria bisericii de 2000 de ani, găsim atâtea momente în care Fecioara Maria s-a arătat vizibil, ca în cazul acestui Bruno, pentru a înțelege că ea nu ne părăsește, că ea este alături de noi, că îi pasă de noi. Iar noi, dacă o chemăm în ajutor cu încredere, să avem convingerea că ea ne va ajuta. Într-un lagăr de concentrare era un om foarte tânăr. Suferea, era de fapt pe patul de moarte. Medicul ofițer și-a dat seama că nu mai poate face nimic pentru el. S-a apropiat de patul lui și, văzându-l așa de agitat, așa de zbuciumat, îl întreabă: vrei ceva? Ce anume ai dori? Îți lipsește ceva? Și el răspunde cu forțele pe care le mai avea un singur cuvânt: mama. Îi lipsea mama. Nu știu dacă mama, dacă ar fi fost prezentă lângă el, l-ar fi putut vindeca, salva de la moarte, dar cu siguranță prezența mamei i-ar fi fost o dulce mângâiere în momentele sale de suferințe. Așa este Sfânta Fecioară Maria pentru noi, mama. Este mama noastră cerească. Și dacă o chemăm în ajutor, sigur ne va ajuta, ne va mângâia, ne va da puterea să suportăm cu răbdare greutățile vieții și în final să ajungem să vedem pentru toată veșnicia în paradis. Fraților, în sărbătoarea Fecioarei Maria, care înseamnă hramul acestei parohii, ne-am adunat aici pentru a consacra altarul și pentru a binecuvânta lucrările pe care dumneavoastră, cei din Focuri, sub îndrumarea Părintelui Paroh Petrică, le-ați realizat în această casă închinată Mamei Cerești. De ce biserica consacră altarul? De ce? Pentru că altarul este obiectul cel mai important dintr-o biserică. Vă rog să rețineți, când intrăm în biserică, să rețineți ceea ce v-am spus acum. Altarul este obiectul cel mai important dintr-o biserică. Vei spune, stați, preasfințite, dar nu tabernacolul. Acolo este Iisus, în chipul pâinii. Este important tabernacolul. Dar n-ar fi tabernacolul dacă n-am avea masa de altar, pentru că aici Iisus vine sub chipul pâinii și al vinului și ni se oferă ca hrană, iar noi îl păstrăm în tabernacol pentru a-l duce la bolnav, pentru a fi adorat de credincioși în afara Sfintei Liturghii. Altarul este obiectul cel mai important din biserică, pentru că el simbolizează, de fapt, Calvarul, muntele Calvar, acolo unde Iisus a fost răstignit pe cruce. Vedeți că altarul este pus mai sus și când mergem la altar urcăm, cum am urcat muntele, treptele. Și acolo preotul celebrează Sfânta Liturghie, adică prin preotul valid consacrat, Hristos reînnoiește jertfa de pe Calvar. Ni se oferă apoi ca hrană, pentru că altarul este și ospățul la care ne invită Iisus: luați și mâncați, luați și beți, trupul meu, sângele meu, pentru ca noi, întăriți de el, în această vale pământească, să avem forță, curaj, putere de a învinge răul, de a rămâne fideli credinței noastre, ca să ajungem într-o zi la destinație, acolo unde este Maica Domnului, adică în paradis. Altarul. Să urmăriți cu atenție ceremonia care îndată urmează de consacrare a altarului. Altarul este uns cu Sfânta Crismă, uleiul parfumat pe care episcopul îl sfințește în Joia Mare.
Altarul, veți vedea, este tămâiat și ați observat la liturghiile solemne. Altarul este tămâiat, deci se dă venerație, pentru că este un simbol al Calvarului, al locului unde Hristos reînnoiește permanent, până la sfârșitul veacurilor, jertfa de pe Calvar. E drept în mod nesângeros, dar în mod real. Și vine în mijlocul nostru, oferindu-ne se ca hrană. Și am binecuvântat lucrările de reînnoire a bisericii dumneavoastră, pentru că biserica într-o localitate este cu totul diferită de restul caselor, locuințelor dumneavoastră. Este un loc sacru, unde îl întâlnim în mod deosebit pe Dumnezeu. Este un loc al comuniunii, atât pe dimensiunea verticală cât și orizontală, al comuniunii noastre cu Dumnezeu și al comuniunii noastre între noi, oamenii. Aici simțim că suntem frați, aici simțim că formăm o singură familie, familia copiilor lui Dumnezeu. Aici dispar toate diferențele dintre noi, că suntem egali, copiii aceluiași Tată Ceresc. Toți avem nevoie de Dumnezeu. Biserica este locul întâlnirii noastre cu Dumnezeu și al întâlnirii între noi. Biserica trebuie să o prețuim, să o iubim, să susținem toate inițiativele care se fac după posibilități, bineînțeles, pentru a o păstra curată, pentru a arăta în felul acesta că îl iubim pe Dumnezeu și prețuim casa lui de rugăciune, pentru că realmente este o casă de rugăciune, o casă de mângâiere, un loc unde noi simțim atâta ajutor din partea lui Dumnezeu și ne sunt șterse lacrimile noastre. Să iubim biserica, să prețuim biserica, să susținem biserica, să ne rugăm și mai ales să o frecventăm. Și lucrul cel mai important este să nu uităm că noi formăm biserica, noi cei botezați. Aceasta este biserica materială, dar biserica înseamnă instituție formată din oameni, din noi, cei care suntem botezați și care credem. O rugăm pe Maica Domnului să ne ajute, să ne adunăm cu drag întotdeauna în casa ei, casa lui Dumnezeu, dar și casa dedicată ei, această biserică, și să ne asculte întotdeauna rugăciunile pe care le vom face aici, în casa lui Dumnezeu, și ne vom apropia de altarul Domnului, pentru ca uniți cu Fiul ei Hristos, Cel care reînnoiește jertfa de pe Calvar și care ni se oferă ca hrană, să putem răzbate pe greul vieții pentru a ajunge într-o zi în paradis. Amin. Să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul Cerului și al tuturor învățăturilor și nevăzutelor, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, omul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumina, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. Pentru noi sub Pontul Pilat, a venit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți,
a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și Fereastră Tătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul cu cele, care împreună cu Tatăl și cu Fiul, este adorat și preamărit și a devenit prin proroci. Cred într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mă mărturisesc, botez, iertare cu patrilor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților, să înălțăm acum rugăciuni lui Dumnezeu Atotputernicul, care transformă inimile credincioșilor în templul său spiritual, iar rugăciunile noastre să fie însoțite de mijlocirea fraternă a sfinților.
ascultă-ne, Doamne, rugăciunea prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria și a Sfinților Tăi și fă ca acest lăcaș consacrat numelui Tău să fie casa Harului și a Mântuirii, unde poporul Tău creștin se adună, Te adoră în Duh și adevăr și sporește în iubire, prin Hristos Domnul nostru. În masa altarului vor fi acum așezate relicvele sfinților Aloi Sorione, Ioan Anton Farina, Maria Bertila Boscardin, precum și ale fericiților Anton Turcovici și Vladimir Chica. Dumnezeule, Sfințitorul și Cărmuitorul Bisericii Tale, se cuvine să celebrăm numele Tău cu cântare sărbătorească, pentru că astăzi mulțimea credincioșilor vrea să-ți consacre pentru totdeauna, printr-un rit solemn, lucrările făcute la această casă de rugăciune, în care ți se închină cu evlavie, este instruită de cuvântul Tău și este hrănită cu sfintele taine. Acest lăcaș închipuiește taina bisericii pe care Hristos a sfințit-o cu sângele Său, ca să o arate ca mireasa Lui slăvită. Fecioară care și-a păstrat neîntinată fidelitatea și Maică ce a odrăsuit prin puterea Duhului Sfânt. Biserica Sfântă, vie aleasă a Domnului, care umple tot pământul cu ramurile sale și și-a înălțat mlădițele pe lemnul crucii spre împărăția cerurilor. Biserica fericită, cortul lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, templu sfânt zidit din pietre vii, așezat pe temelia apostolilor, avându-L ca piatră unghiulară pe Hristos Iisus.
Biserica preanaltă, cetatea înălțată pe vârful muntelui, văzută de tot și pentru toți strălucită, unde strălucește făclia veșnică a mielului și răsună cântarea de recunoștință a celor fericiți. Așadar, Doamne, te rugăm cu umilință, binevoiește a revărsa sfințire din ceruri peste lucrările făcute la această biserică și peste acest altar, ca să dăinuie pururi lăcașul sfânt și masa să fie mereu pregătită pentru jertfa lui Hristos. Aici, apa Harului Dumnezeu să acopere păcatele oamenilor, pentru ca fiii tăi, Părinte, morți pentru păcat, să se nască la viața de sus. Aici, credincioșii tăi, stând în jurul mesei altarului, să celebreze memorialul Paștelui și să primească întărire la masa cuvântului și a trupului lui Hristos. Aici să înalțe jertfa plăcută de laudă, glasul oamenilor la oaltă cu corurile de îngeri, să se ridice necontenit spre tine rugăciunea pentru mântuirea lumii. Aici săracii să află milostivire, cei asupriți să dobândească adevărata libertate și toți oamenii să fie înveșmântați în demnitatea de copii ai tăi, până ce vor ajunge, tresăltând de bucurie, în Ierusalimul de sus. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Să sfințească Domnul cu puterea sa altarul pe care lungem acum cu slujirea noastră, ca el să exprime prin semn văzut taina lui Hristos și a Bisericii. Thank you.
fumul de tămâie să se înalțe spre Tine, Doamne, rugăciunile noastre. Și așa cum acest lăcaș se umple de miresme plăcute, tot astfel biserica Ta să răspândească mireasma lui Hristos. Așa să lumineze lumina lui Hristos în biserică, încât toate popoarele să ajungă la cunoașterea deplină a adevărului.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să se înalțe la Tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și prin mijlocirea preafericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, inimile noastre înflăcărate de iubire să fie îndreptate necontenit spre Tine. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi, Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul Tău, a fost înălțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea bisericii triumfătoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău, care călătorește pe pământ, un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei, care l-a purtat pe Fiul tău și l-a adus în lume pe Creatorul vieții. De aceea, împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie, îți cântăm fără încetare. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind,
a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta tot. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta tot. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu episcopul auxiliar Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim. Prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat
și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Pentru distribuirea Sfintei Împărtășanii vor fi doi preoți aici în față și un preot va merge la cor.
După ce am primit, Doamne, tainele mântuitoare, te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, pe care a ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, să ne călăuzești la slava învierii, prin Hristos Domnul nostru. Decret episcopal privind consacrarea altarului. În conformitate cu normele canonice, după ce au fost terminate toate lucrările de restaurare și de așezare a noului altar în Biserica Dormirea Maicii Domnului din Focuri, decanatul de Iași, dieceza de Iași, la cererea parohului locului, preot Antonică Petru și a Consiliului Pastoral Parohial, ținând cont de dorința manifestată de toți credincioșii acestei parohii, fiind respectate toate normele cu privire la consacrarea altarelor, în prezența preasfințitului Petru Gherghel, episcop emerit și a unui mare număr de preoți și credincioși, în anul Domnului 2022, în ziua de 14 a lunii august, am consacrat cu solemnitate altarul din Biserica Dormirea Maicii Domnului din Focuri. În masa altarului au fost așezate relicvele sfinților Alois Orione, Ioan Anton Farina, Maria Bertila Boscardin, precum și ale fericiților Anton Durcovici și Vladimir Ghica. Prin acest act și prin această celebrare, vrem să aducem slavă lui Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său în Duhul Sfânt, să arătăm tuturor credincioșilor noștri vii și răposați un semn de recunoștință și respect. Părintelui Antonică Petru, care a coordonat lucrările de restaurare a bisericii, precum și specialiștilor și tuturor susținătorilor și binefăcătorilor acestui proiect, pentru munca depusă și opera realizată, le exprimăm recunoștința și aprecierea noastră. Implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toți cei care s-au ostenit în opera de înfrumusețare a bisericii, precum și pentru toți credincioșii parohiei Adormirea Maicii Domnului din Focuri, dat la Iași în ziua de 14 august 2022, semnează Iosif Păuleț, episcop de Iași. Această zi de frumoasă sărbătoare, în numele credincioșilor de aici din Focuri, dorim să aducem și noi mulțumirile noastre. Ele se îndreaptă în primul rând spre Bunul Dumnezeu, deoarece El în providența Sa s-a îngrijit de noi, așa puțin cum suntem, să nu ducem lipsă de cele sfinte. Totodată, dorim să mulțumim și preasfântului Iosif Păuleț și preasfințitului Petru Gherghel pentru că au binevoit să vină în mijlocul nostru să sfințească biserica, altarul, dând astfel sărbătorii noastre o solemnitate deosebită. De asemenea, se cuvin mulțumiri și părintelui Antonică, prin grija și efortul căruia biserica arată astăzi așa cum o vedem. Mulțumim și tuturor celor care au contribuit, în diferite moduri, prin efortul lor la zidirea și înfrumusețarea bisericii. Ei sunt localnici, dar și de prin alte părți. Se cuvin de asemenea mulțumiri și să fim recunoscători și față de înaintașii noștri, cei care ne-au transmis credința în Dumnezeu și dragostea față de biserică. Se știe că noi, catolicii de aici, avem rădăcini prin partea Romanului și întâmplător am aflat că la câțiva ani după înființarea satului, după reforma lui Cuza, biserica noastră era singura din sat. Asta înseamnă că străbunicii noștri, deci erau foarte săraci, au fost strâns legați de biserică, iar noi, cei de astăzi, nu trebuie să uităm acest fapt. Cu recunoștință îndreptăm acum gândul nostru spre părintele Ionel Bejan, care a muncit mult în comunitatea noastră, mărind biserica și construind casa parohială. Desigur că nu l-am uitat și pe părintele Anton Părțac, primul nostru paroh, prin grija și efortul căruia s-a zidit această biserică. Și chiar ne întrebăm ce fire nevăzute ne leagă pe noi cei de aici, din Focuri, cu cei din Tămășeni, căci și preotul Anton Părțac și părintele Antonică sunt originari din Tămășeni. De altfel, după cum spuneam și la început, Dumnezeu ne iubește, căci El a trimis mereu în comunitatea noastră
preoți cărora le suntem recunoscători pentru că au muncit cu dăruire pentru a vesti cuvântul, dar și administrând parohia cu mult sacrificiu de sine uneori. Mulțumim așadar tuturor celor care au contribuit ca această sărbătoare să fie atât de frumoasă și mulțumim încă o dată Preasfântul Iosif Păuleț și îl asigurăm de prețuirea și rugăciunile noastre. Înainte de a spune și eu un cuvânt, rog surorile Dorotee să vină să spună și ele două cuvinte, pentru că au oferit relicvele Sfinților Maria Bertila și Anton Farina, care sunt în altarul nostru, și vor spune și ele două cuvinte despre acești doi sfinți, reamintind că relicva Sfintei Maria Bertila, nu? Este pentru prima dată pusă într-un altar, aici, în biserica noastră, din Focuri. Cine era Sfânta Maria Bertila? O sfântă aproape de epoca noastră, care a trăit vremuri recente. S-a născut la Brendola, Vicenza, Italia, la 6 octombrie 1888. Dintr-o familie modestă. La 17 ani intră în congregația noastră. Biserica a proclamat-o fericită la 8 iunie 1952, iar la 11 mai 1961 a fost declarat sfântă de Papa Ioan XXIII. A murit la doar 34 de ani. O viață scurtă. În doar 13 ani de viață consacrată, a ajuns la aceea plenitudine a sfințeniei. Vreau să fiu slujitoare a tuturor spre beneficiul omului. Acesta este programul ei de viață. Vrea să devin sfântă cu orice preț, repetea ea când era încă tânără. A trăit o sfințenie simplă și accesibilă tuturor. Toată gloria lui Dumnezeu, toată bucuria aproape lui, tot sacrificiul pentru mine. Acesta a fost programul ei de sfințenie. Anul acesta, congregația noastră comemoră centenarul morții Sfânta Maria Bertila. Sfântul Ioan Antonio Farina, născut la Gambellara, Vicenza, Italia, la 11 ianuarie 1803, consacrat preot în 1827. La 31 de ani a fondat congregația noastră, surorile maestre ale Sfinte Dorotea, fiicele Sfintelor Inimii, pentru educarea fetelor sărace, abandonate și îngrijirea bolnavilor. La 48 de ani a fost consacrat episcop și numit Episcopul Caritații, pentru că toată viața sa, ca și om, ca și educator, preot și episcop, a depus toate energiile sale pentru a împlini și a face împlinită dorința lui Iisus: eu am venit să aduc foc pe pământ și cât aș dori să fie mereu aprins. A fost canonizat de Papa Francisc la 23 noiembrie 2014. Vă mulțumim frumos! O să mă străduiesc să nu fiu prea lung, să nu abuzez de răbdarea dumneavoastră. Sigur că acum, la sfârșitul acestei sfinte celebrări, gândul nostru este un gând de mulțumire. În primul rând, un gând de mulțumire pentru bunul Dumnezeu, care, iată, a lucrat atât de frumos în această comunitate mică, dar inimoasă. Și
Deși suntem puțini, suntem o comunitate mică, am reușit să facem lucruri mari, așa cum spunea și doamna Magdalena, încă de la început, de când creștinii catolici sunt aici prezenți în această comunitate, s-au străduit și au fost un exemplu în comunitate. Și așa sunt și astăzi. Un exemplu de credință, în primul rând, un exemplu de curaj și un exemplu de trăire a credinței pentru toți cei din jur. Așadar, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a coborât asupra noastră și pentru binefacerile pe care le-am primit până în ziua de astăzi. Sigur că un gând de mulțumire asta aducem preasfințitului nostru, Iosif Păuleț, care a dat peste cap programul întregii dieceze pentru noi. Spunea la început că, iată că toate drumurile la Cacica duc prin focuri astăzi. Și așa este, pentru că astăzi noi practic am deschis oficial sărbătorile Adormirii Maicii Domnului în toată dieceza și în toată țara și în toată lumea, cu sărbătoarea hramului și a consacrării altarului și a sfințirii lucrărilor de renovare a bisericii noastre. Mulțumesc din suflet, preasfințite, pentru efortul depus. Totodată mulțumesc și preasfințitului Petru Gherghel, care nu e ușor nici pentru el să facă un efort atât de mare, pentru că va continua și el pelerinajul la Cacica. Mulțumim și Dumnezeu să vă dea sănătate, putere și darurile sale. Mulțumesc părintelui decan, care și el a ținut să fie prezent astăzi în mijlocul nostru. Mulțumesc tuturor preoților prezenți la Sfânta Liturghie. Dumnezeu să vă răsplătească pentru efortul pe care l-ați făcut. Nu am lăsat întâmplător la urmă să vă mulțumesc vouă, dragi și iubiți credincioși. De aici, din comunitate și din filială și din parohiile din prejur sau de la Iași sau din alte părți care ați venit și ați dorit să fiți prezenți la această sărbătoare a noastră. Dumnezeu să vă răsplătească pentru efortul făcut, pentru tot ceea ce ați făcut pentru ca sărbătoarea noastră să fie frumoasă. Mulțumesc celor care v-ați implicat într-un mod sau altul pentru ca sărbătoarea să fie frumoasă. Mulțumesc domnului dascăl Dănuț, care a făcut și el efortul să vină la noi să facă sărbătoarea frumoasă. Mulțumesc autorităților care, iată, au venit să fie și ei prezenți alături de noi. Dar, într-un mod deosebit, vreau să mulțumesc comunității din Focuri. O comunitate, așa cum am spus, inimoasă și cu multă credință. Pentru că poate că așa, dacă te uiți în biserică, zici, ce mare lucru s-a făcut. E mare lucru, pentru că dacă e să tragi linie, eu pot să spun că cu banii cu care au contribuit credincioșii din Focuri se putea ridica o altă biserică. Și sunt banii lor în mare parte. Banii pe care i-au oferit din puținul lor, nu că dădeau din afară. De aceea a durat 14 ani toate aceste lucrări de renovare a bisericii și le mulțumesc în mod special. Ca să dau doar două exemple sau trei. Am început renovarea bisericii cu banii pe care un bătrân din această comunitate îi avea strâns și pe care, după moartea lui, soția i-a găsit. Și a spus, decât să se bată copiii ei, mai bine îi dau părintelui să facă ceva la biserică. Și am pus lambriul din biserică. După aceea am continuat cu pereții, după aceea băncile în biserică și tot ce este, calea crucii, icoanele, tabernacolul, tot acoperișul bisericii, zugrăvitul, gresia și tot ceea ce s-a făcut așa, cu puținul credincioșilor. Tot așa o altă bătrână avea strânși niște bănuți să meargă la Lourdes. Și a spus că
Măicuța Domnului este și la focuri. E ofer pentru biserică. Și multe, multe alte lucruri. Țin să mulțumesc și celor care nu sunt prezenți acum, pentru că nu mai sunt printre noi. Dar ne văd și ne aud. Și de aceea am ținut ca mâine, în a doua zi a hramului nostru, să mergem să-i vizităm la cimitir. Să ne mulțumim acolo cu o rugăciune pentru jertfa pe care au făcut-o. Așa cum a spus și doamna Magdalena, tuturor înaintașilor noștri. Tot așa ca o idee a cât de mult prețuiesc oamenii din comunitate această biserică. Când am vrut să pictez statuile din biserică, am cerut ajutorul oamenilor și cei care au cumpărat statuile cândva au venit la mine și au spus: nu, părinte, noi trebuie să le pictăm, noi le-am cumpărat și noi trebuie să le sfințim, să le pictăm. Așadar, iată un lucru pe care am ținut să-l subliniez astăzi, pentru că este o comunitate mică, mai sunt 30 de familii întregi și 40 jumătăți. Și cu toate acestea s-au putut face multe lucruri frumoase și le mulțumesc pe această cale tuturor. Meritul cel mai mare este al dumneavoastră. Mulțumim frumos! Înainte de binecuvântare, un cuvânt scurt personal și împreună cu Preasfințitul Petru Sescu, episcopul nostru auxiliar, care acum este cu tineretul în pelerinaj spre sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica, și împreună cu Preasfințitul Petru Gherghel, cu Părintele Decan și toți cei de față, vrem să aducem și noi cuvinte de mulțumire, de apreciere și să vă felicităm pe dumneavoastră, cei din focuri, înainte de toate, pentru că, deși sunteți puțini, din ceea ce am auzit acum în cuvântările finale, ați știut, începând cu înaintașii dumneavoastră, să fiți mereu alături de preot, mereu cu inimă largă și deschisă pentru casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă răsplătească, vă felicităm pentru credința dumneavoastră pe care o manifestați așa de frumos venind în casa Domnului, în familiile dumneavoastră, în comunitate. Să vă ajute Dumnezeu să fiți mereu statornici pe acest drum pe care au pășit mai înainte și chiar m-am bucurat foarte mult că ați făcut referință la înaintași. Nu putem merge înainte dacă nu avem și rădăcini sănătoase și dumneavoastră le aveți. Dumnezeu să-i răsplătească pe toți înaintașii și preoții care au activat aici și credincioșii, și în special astăzi îl felicităm pe Părintele Petru Antonică pentru jertfa pe care a făcut-o și pentru cei 14 ani de slujire preoțească în comunitatea dumneavoastră, pentru că, așa cum știți deja, el a primit deja o nouă numire, dar nu vă lăsăm orfan. Va veni un altul care, la fel cu zel, va lucra pentru a vă păstori pe drumul mântuirii și sunt convins că veți fi alături de el, cum ați fost și alături de Părintele Petru și de toți ceilalți dinainte. Ne rugăm pentru statornicie în credință, vă rugăm să dumneavoastră să spuneți rugăciuni pentru noi, episcop și preoți, ca să fim la înălțimea chemării noastre și noi vă asigurăm de rugăciune. Să vă dea Dumnezeu sănătate, putere, statornicie pe drumul credinței și o sărbătoare frumoasă și astăzi și mâine. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă rog să vă ridicați pentru binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul.
Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.